comunismul care religie politică. Mulțumesc. Într-adevăr, titlul prezentării mele este acesta, Comunismul ca religie politică, comentarii bibliografice la o direcție de cercetare. Am propus să vă rețin doar 10 minute. Voi începe cu o constatare, anume că acest curent s-a născut, a luat naștere în ultimii ani, mai degrabă ca urmare a unui efort de traducere, decât ca urmare a unui efort sistematic de reflexii autohton. Poate că bemolul la această constatare ar putea fi cartea lui Radu Preda, Comunismul, o modernitate eșuată, scrisă, pardon, în Apărută Lectura Icon, Cluj 2009. Este o carte, în primul rând, care introduce un element de noutate, însăși faptul, cum spuneam, este o reflexie autohtonă asupra acestei noțiuni, însă are, sigur, ca avantaj am putea cita și comentariile biblice și patristice excelente cu privire la originea sau situarea originilor comunismului în faptele apostolilor, în practica apostolică, însă prezintă și dezavantaje și, în primul rând, aș evoca aici și confuzii terminologice. Doctrină, ideologie, dictatură, totalitarism. Despre aceste lucruri am vorbit mai mult într-o recenzie pe care am trimis-o către anualul Institutului pentru Investigarea Criminelor Comunismului. Lăsăm o parte această constatare, vreau să sesizez problema principală a acestei direcții de cercetare. Pe de o parte, susține că comunismul este o, hai să spunem, gândire și o practică străveche, dar pe de altă parte, deci din punct de vedere al religiei politice, comunismul este străvechi. Însă, acest lucru contravine percepției comunismului ca unicitate. Comunismul ca fenomen unic și fără niciun fel de precedent în istoria umanității. Iar aici, aproape toată lumea este unanimă. Într-un fel sau altul, un argument sau altul, aproape toată lumea susține că comunismul ca totalitarism, și mă refer și la nazism, desigur, sunt fenomene unice, specifice într-un totul secolului 20. Dacă asta este problema, avantajul sau neproblema abordării comunismului din perspectiva religiei politice este aceea că vine să contrazică autodefinirea comunismului ca fiind un element de noutate. Știm bine de la bun început, comunismul s-a definit ca o problemă, prima problemă, prima soluție, cu adevărat soluție, dacă îmi permiteți această exprimare, la străvechea problemă a relației dintre muncă și muncitor. Știm bine, o spun străveche, pentru că dacă ne uităm atent, datează de la primele documentări ale originii pe acest pământ. Nu? Izgonirea din rai are ca obiect, până la urmă, problema muncii. Merg mai departe și vreau să puntez lucrările care au fost traduse și care conturează deja două grupe. Este o grupă de lucrări apărute în anii 30-40 și o altă grupă de lucrări apărute în anii 60-70. Vom constata imediat că un curent care se naște ca urmare a unor traduceri este riscă foarte mult să reia teme care deja în Occident s-au consumat. Prin urmare, e bine că s-a recuperat acest decalaj, dar nu este bine că nu s-a recuperat într-un mod critic. Și voi preciza aici foarte pe scurt lucrurile care mie mi se par esențiale pentru această abordare. O paranteză, traducerea acestora nu s-a făcut cu intenția de a dovedi comunismul ca o religie politică. Mai degrabă, aceasta este o concluzie care este degajată de conținutul acestor lucrări. Pentru că ele apar într-un mod disparat, într-un mod neunitar, la edituri mai mult sau mai puțin puternice și cărți care, în decursul ultimilor 20 de ani. Lucrarea capitală este cea a lui Carl Schmitt, firește, politice, teologie, apărut în 1922. Este urmată la foarte scurt timp de lucrarea lui Nicolae Berdiaev, Le Sens de l'Histoire, apărut în 1923. De altfel, aproape toată opera lui Nicolae Berdiaev se concentrează pe această legătură între religie și comunism și aș cita aici și sursele și sensul comunismului rus, Împărăția Spiritului și Împărăția Cesarului, toate acestea au fost traduse în românește, prima la Polion, Sursele și sensul la Itura Dacia și Împărăția Spiritului și Cesarului la o itură, cred că dispărută acum, Amar Cort. Urmează René Guénon, Autorități Spirituale cu Pouvoir Temporel, apărut în 1929,
este urmată de aproape de Eric Voegelin, The Political Religions, a apărut în 1939, Gregory, în același an Gregory Vlastos, Christian Faith and Democracy, 1939, o carte care sper că va apărea curând, traducerea este deja făcută și sper că va vedea și lumina tuparului. Este o carte, de fapt, broșură, nu se poate spune că o carte, care este formatoare sau formativă pentru gândirea ulterioară a lui Vlastos, cunoscut ca profesor în Socrate, și care am selectat în această listă pentru faptul că accentuează noțiunea de realitate. Realitate care, prin luciditatea pe care o produce, se opune în mod funciar ideologiei. Și, bineînțeles, în această categorie din anii 30-40, aș mai cita și lucrarea lui Henri de Lubac, Le Drame de l'Humanisme athée, apărut în anii 40. Și iată, mai am una, o carte care cumva se situează la sfârșitul perioadei, Iacob Taubes, despre eschatologie, Adventitische Eschatologie, apărut în 1947. În ce privește anii 60-70, lucrările care au fost traduse la noi și care sunt relevante, aș aminti Robert Tucker, Philosophy and Myth in Karl Marx, apărut în 61, Leszek Kolakowski, bineînțeles, My Main Currents of Marxism, și Jean-Pierre Cyrano, Secularisation Religion Politique, apărut la Ivra Dacia, în traducere. Definiția, poate că ar trebui să încep cu definiția, dar în mod deliberat am lăsat-o la urma acestei liste, pentru că este o definiție minimală care rezultă din tocmai din aceste lucrări. Fie că vorbim de religii politice, de religii seculare, cum spunea Raymond Aron, sau chiar religii analogice, în opinia lui Jean Segui, ne referim la doctrine și ideologii politice care preiau aspirațiile religiei tradiționale. Și în acest sens, Schmitt a avut o contribuție decisivă atunci când a spus că politica, doctrinile și conceptele politice reprezintă secularizări ale conceptelor de tradiționale teologice. Bine, întreaga lui discuție, așa cum bine știm, s-a referit doar la suveranitate. Vreau să dau câteva. Am spus că acest curent de cercetare documentează comunismul ca având origini străvechi. Și vreau să ofer și câteva argumente, foarte pe scurt, pentru această caracterizare. În primul rând, Kolakowski situează comunismul în tradiția filozofică a dialecticii, care începe cu Platon. Taubes documentează în tradiția escatologică, care începe în mediul iudaic, Apocalipsa lui Daniel, din Vechiul Testament. Torah, dacă vorbim în termenii religiei iudaice. Berdiaev cu istoria mesianică. Și Tucker cu orgoliul filozofic. Desigur, aici nu am, personal am fost curios, n-am regăsit revendicarea de la acest autor, dar Tucker, de fapt, preia în acest argument o opinie polemică, desigur, a lui Giovanni Papini în cartea lui Amorgul filozofilor, care, în mod voit, polemizează și ironizează cele două lucrări capitale ale spiritului german, Sinfonia Amurgul Idolilor de Wagner și Amurgul Zeilor de Nietzsche. Opera. Da, opera, da, este și corul. Da. Chiar a fost la Enescu, da. Care este dificultatea unei asemenea abordări? În primul rând, într-o asemenea abordare, nu avem explicată chestiunea represiunii. Noi nu ne dăm seama, într-o asemenea abordare, ce justifică represiunea. Deși am putea crede mai degrabă invers. Nu neapărat ce justifică, ci ce explică represiunea. Și, într-adevăr, aici aș crede că e dificultatea cea mai mare, că într-o asemenea abordare nu avem explicația. Justificarea o putem avea, pentru că sunt constrângerile istorice. Și această dificultate este cu atât mai gravă cu cât marxismul a produs două direcții principale. Este vorba și de adaptarea leninistă, dar și de revizionismul berșteinian. Adaptarea leninistă a produs revoluția, deci sângele, pe câtă vreme revizionismul a produs socialdemocrația, ceea ce nu cred că a fost chiar un lucru rău, socialdemocrația. Soluția pe care aș vedea-o, aș întrevedea-o, desigur, nu eu personal, în special autorii pe care am citit, este faptul de a altoi pe această direcție de cercetare comunismul care dedicat din modernitate. Însă despre care modernitate vorbim? Și
argumentul pe care vreau să-l aduc, opinia mai degrabă, este aceea că vorbim de modernitatea post-1789, da, Revoluția franceză. În acest sens, aș evoca o carte apărută recent, o traducere, firește, a istoricului francez Renaud Zecker, care a vorbit despre genocid și memoricid. Situează totalitarismul în genocidul de la Vandea. Deci, situează, de un mod explicit, în siajul Revoluției franceze. Am vorbit deci despre aceste lucruri. Concluzia pe care aș vrea să o propun în cazul în care mai rămâne loc de concluzie este aceea că este, cum să spun, o direcție care trebuie conștientizată și odată ce a fost conștientizată, pentru că, repet, toate aceste lucruri au fost puse sau aceste traduceri au fost făcute în mod disparat, mai degrabă pentru din venerație, din pietate, din respect față de autor, decât pentru ceea ce avea să însemne lucrarea în sine. Și odată ce a fost conștientizată această tradiție, trebuie văzută și acceptată în mod critic. Și când spun asta, mă gândesc inclusiv la întrebarea cât de relevant ar fi o asemenea abordare pentru studiul comunismului în România. Și bineînțeles, dacă această problemă dă seama asupra unei predispoziții a spiritului omenesc către fenomenul totalitar. Eu acum am spus despre lucrurile acestea într-un mod, cum să spun, vag, dar dacă este să vorbim despre originea originilor în cadrul acestei direcții de cercetare, nu trebuie evident să uităm nici pe Nietzsche, care a situat prezentul politic la el însemna special socialismul, l-a situat în creștinism. Nu? Dacă ne gândim la mare salucările care au apărut în a treia fază a vieții lui, care începe cu cartea Așa vrea Zaratustra din 1883, când începe practic ultimul asalt, ultima critică virulentă asupra religiei, moralei și creștinismului în special. Aceasta a fost prezentarea mea. Dacă sunt întrebări, voi răspunde cu multă plăcere. Mulțumesc! Da, și noi mulțumim domnului Drăgășin, pentru că suntem...